Vă salut, dragi agăvadiști, viitori aquascaperi. În episodul precedent am vorbit despre fertilizare. Eu filmez câte 3-4 episoade în aceeași serie pentru că este mai ușor așa, e greu să mă sincronizez și cu fiica mea care mă ajută la cameră și cu toate, să doarmă și cei mici, să fie liniște în casă, așa că ne organizăm profit și filmez 3-4. Flacoanele de fertilizant le voi pune deoparte. Dacă nu ați văzut episodul precedent, o să vă las la sfârșit un link. Sau găsiți linkul și în descriere. Dar dintre cele câteva flacoane, câte erau acolo pe masă, două nu le-am prezentat. L-ați văzut și seria dedicată dioxidului de carbon în acvariu, v-ați făcut calcule și poate nu iese la socoteală, nu intră în buget și în instalație profesională de dioxid de carbon și atunci totuși ce să faceți? Puteți să folosiți într-adevăr carbon lichid, un acvariu în care adăugăm carbon lichid comparativ cu același acvariu poate cu o lună înainte în care nu adăugam carbon lichid, va înregistra o creștere mai bună a plantelor, vor crește mai bine, dar nu poate suplimenta adiția de dioxid de carbon. Dacă facem și adiție de dioxid de carbon și adăugăm și carbon lichid, evident va crește și mai bine. Așa, dacă ar fi să facem un grafic, la topul de sus, la cea mai bună creștere este când avem și adiție de carbon lichid și de dioxid de carbon, însă față de un acvariu fără adiție de dioxid de carbon, doar adaosul carbonului lichid va face o diferență foarte mică. Poate va crește, să zicem, de două ori mai repede. Dar așa, ca să aveți un termen de comparație între un acvariu fără dioxid de carbon și un acvariu cu dioxid de carbon, rata de creștere este poate de 5 ori mai mare. Cu produse din astea carbo, de carbon lichid, poate va crește cu 50% mai repede. Sau poate maxim de 2 ori mai repede, dar nu de 5 ori mai repede, ca și în cazul unei instalații presurizate de dioxid de carbon. Dioxidul de carbon mai are și alte efecte benefice. Le-am menționat când am făcut seria dedicată dioxidului de carbon. Există întotdeauna un echilibru între GH, KH, pH în acvariu. Echilibru acido-bazic, să zic așa. Și aici intervine adiția de dioxid de carbon, care acidifică apa și scade pH-ul, implicit plantele vor crește mai bine, vor absorbi nutrienții mai ușor, pentru că unii nutrienți se absorb mai bine la pH mai redus, la un pH acid. Însă ce ne facem dacă, să zicem, avem un KH foarte mare în acvariu? Pentru că, după cum bine știți, plantele nu pot să crească la un KH mare. Sunt plante care necesită KH foarte mic, sunt foarte sensibile, sunt plante așa, medii, care tolerează un KH, să zicem, între 5 și 10, și sunt ca plante care nu sunt deloc pretențioase și pot crește și la un KH peste 10. Dar acelea sunt puține și dacă avem, să zicem, un KH de 10 la apa de rețea, ce putem să facem? Fie montăm o instalație de osmoză, dar atunci poate ne bate soția sau se supără pe noi că tuburi în plus prin casă și un dita mai butoiul în care se adune apă. Însă cel mai simplu, putem să reducem KH-ul cu un produs din acesta KH-. Ne preparăm astfel apa, el se poate introduce și direct în acvariu odată ce aveți suficientă experiență, sau într-un butoi, să zicem, punem apă, adăugăm KH-,
agităm puțin apa peste noapte, eventual copiată de aerare, după care se poate introduce în acvariu și apa, în loc să aibă KH10, va avea un KH5 sau în funcție de cât dozăm. Sunt instrucțiuni pe ambalaj, exact cum trebuie să procedați și dacă le urmați, nu ar trebui să fie probleme. Încercați să nu scădeți foarte brusc KH-ul, preferabil să nu adăugați KH- înainte de aprinderea luminii, pentru că noaptea nu se produce foarte mult oxigen, se produce dioxid de carbon, produsul KH- va elibera instant o mică cantitate de dioxid de carbon care poate va fi mai greu de tolerat de către pește, așa că puteți să așteptați un pic să se aprindă lumina, să se oxigeneze bine apa și doar după aceea să le introduceți sau chiar la sfârșitul fotoperioadei. Introduceți puțin odată până căpătați experiență, deci reduceți, să zicem, dacă aveți 10, reduceți doar la 9, nu puneți doza ca să reduceți la valoarea optimă, să zicem, cât ați vrea voi, la 4. Puneți mai puțin odată, vedeți cum se comportă acvariul, dar este foarte simplu de utilizat, cu puțin antrenament o să vedeți că îi o alternativă foarte ieftină și benefică la o osmoză. Atât KH- cât și produsele de tip carbo trebuie să le puneți bine, să nu aibă acces copiii. Încercați să nu inhalați niciunul dintre cele două produse. Sunt periculoase pentru plămâni la inhalare. Nu sunt periculoase dacă punem o doză în acvariu, deci faptul că am pus 5 ml în acvariu, aia nu e o problemă, dar să nu inhalați direct, nu vă apucați să mirosiți conținutul, că nu e o idee bună. Pentru început, este o alternativă destul de bună, puteți începe un acvariu așa cu carbon lichid, nu este corect să spuneți CO2 lichid, pentru că CO2 este un gaz format dintr-o un atom de carbon și 2 atomi de oxigen, pe când substanța activă din carbo are poate 5 atomi de carbon și vreo 10 hidrogen, 3 oxigen, e o moleculă foarte complexă, nu se compare. Una este CO2-ul gazos și alta este substanța din produsele carbo. Felul în care presupun eu că funcționează, pe lângă faptul că într-adevăr aduce o cantitate mică, infimă, aș spune chiar, de carbon în acvariu, pe plante în permanență se produce biofilm. Produsele carbo sunt un biocid, un algicid, și acel biofilm îl distrug de pe plante. În felul acesta plantele vor putea asimila puținul dioxid de carbon care se produce prin fermentație, prin descompunerea resturilor de la pești, prin descompunerea frunzelor moarte. Puținele resurse care sunt disponibile în acvariu le vor asimila mult mai bine fără acel biofilm. Lumina va ajunge mai ușor la ele dacă nu există acel biofilm de alge. Într-o oarecare măsură, fiind un algicid, va proteja și de algele mari. Nu veți face așa de ușor BBA. Puteți să-l folosiți chiar ca să distrugeți BBA. O am și un video despre treaba asta. Sau alte alge. Deci ajută pe ansamblu acvariul să meargă mai bine. Dar prin metode din acestea mai puțin înțelese, încă nu se știe exact cum reușesc aceste produse carbo să facă acvariul să meargă mai bine, dar cert este că o fac, sunt utile și e bine să le aveți în casă, cel puțin până când strângeți bănuții pentru o instalație de dioxid de carbon. Sunt o variantă foarte bună și puteți să folosiți și în paralel cu adiția de dioxid de carbon presurizată, pentru că efectul va fi potențat. Veți avea rezultate chiar mai bune dacă le folosiți pe ambele în paralel. Bun, cam atât despre aceste produse. Sunt foarte bune. V-am explicat cum se
pot folosi, nu le supradozați. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să mă contactați, fie pe mine, fie la Pet Shop sau pe producător, și să lămuriți și să vă lămuriți. Dacă vi s-a părut util și vi-a plăcut acest video, un like mă ajută foarte mult să cresc acest canal și conținutul să ajungă la cât mai mulți pasionați de acvaristică, la cât mai mulți oameni care poate au exact aceleași preocupări și întrebări ca și voi. Nu vă sfiți să îmi lăsați și un comentariu, un like, interacțiunea mă ajută mult. Și vă invit să vedeți video despre fertilizare, respectiv video despre cum putem folosi carbonul lichid ca să distrugem algele. Vă mulțumesc! Și bine sfârșitul! Da? Se vedea ce fac așa cu mâinile sau? Se vede că pălăresc.